Cel mai probabil ați văzut la mine pe story salata verde și pătrunjelul verde din grădină în ianuarie 2024. Este tare faine. Stați să vi le arăt și o să facem și o salată cu ele. Așa arată salata mea verde frumoasă și pătrunjelul. Pam, pam. Bun. O să fac o salată de verdețuri. O să pun și un castravete. Practic o să avem salată verde, pătrunjel verde și castravete verde. Ce fac cu castravetele? Pentru că castravetele cumpărat din comerț, mi-am încă niște fructe și legume cumpărate din comerț și vreau să scot chimicalele care sunt în ele și respectiv pe coaja lor. Prin urmare, o să mă folosesc de următorul produs. Vreau să vă zic că nu fac reclamă la acest produs, nu sunt plătită pentru asta, pur și simplu asta folosim noi. Aveți și varianta bicarbonat, boțet, depinde cum preferați. Mie mi este mult mai simplu, așa. Este Dr. Zeco și am pus castraveții, am și niște ardei iute și niște fructe, mere, în apă rece și o să pun, am aproximativ 1 kg de fructe și legume, eu o să pun 5 grame de pudră la 1 kg. Mare, aproximativ 5 lingurițe rase și voi lăsa așa fructele și legumele în apă cu această pudră pentru 15 minute. Apoi le voi clăti cu apă rece și sunt bune pentru consum. Ce mi-am propus anul acesta este să nu mă mai feresc atât de mult în a vă arăta ce tipuri de produse folosim noi în familie. Chiar cu riscul de a face reclamă sau anti-reclamă anumitor produse, le las așa pentru 15 minute. Între timp, haideți să ne ocupăm de salata verde și de pătrunjel verde. Pe ele nu o să le pun în Dr. Zeco pentru a scoate chimicalele din ele, că nu au chimicale, sunt crescute în pământ care nu a văzut îngrășământ chimic de 50 de ani, nu au fost stropite cu absolut nimic, prin urmare ele sunt bio și doar le voi spăla cu apă. O să încep să le tai și să facem salata. Salata aceasta o puteți consuma lângă carne, dacă doriți, sau vă puteți fenta foamea seara. Consumați salata aceasta, vă puneți la somn și după vreo oră aproximativ și totul bine și ok, un pahar mare cu apă și am uitat că ne este foame. Să trecem la treabă! Sometimes it burns, sometimes it hurts. Will you say my name? But thinking of hers, I don't wanna know, don't want you to go and leave me behind. No. Pun puțin sare. Piper. Și ulei din sâmburi de struguri. V-am zis că noi nu mai folosim uleiuri rafinate deloc. Puteți înlocui acest ulei cu ulei de măsline, dacă vreți. Amestecăm totul. Mai puteți pune suc de lămâie, dacă doriți, sau oțet. Eu de data aceasta nu o să pun. Așa arată. Este delicios. Aceasta este și cina mea. De ce am evitat până acum să vă arăt marca produsului pe care îl folosesc? Pentru că au fost niște comentarii la anumite videouri în care mi s-a zis că da, bine, acela este cel mai scump produs de pe piață la acea categorie. Și atunci am zis că ok, vorbesc despre cum ar fi uleiul de măsline, ulei de măsline în general, fără să vă arăt firma producătoare, dar comentarii oricum vor fi. Și eu nu
vă spun să vă cumpărați fix acel produs, acea marcă. Pentru că fiecare în funcție de posibilitățile financiare. Eu vă arăt ceea ce folosesc eu și pe ce criterii îmi aleg anumite produse pe care le consumăm noi în familie. Până data viitoare, spor la sănătate!